Doamnelor și domnilor, bună seara, sunt Cristina Crișan, bine v-am găsit la știri. Operațiune de salvare contra cronometru după ce o tânără a căzut cu mașina într-o prăpastie adâncă de 300 de metri. Medicii SMURD și salvamontiștii au reușit să mențină victima în stare stabilă și a fost preluată de către un elicopter și transportată la Târgu Mureș. Accidentul s-a produs pe drumul dintre stațiunea Poltinii și Rășinari. Sibianca nu a putut vira într-o curbă la stânga și a căzut cu mașina în prăpastie. O bubuitură zdravănă și am coborât zăvăcești, am văzut că Alindra luptă, mi-am dat seama că e ceva și apoi mai vin băieță cu mașina și ne-am slupat să uite la vale și am dat de ea, am văzut că e conștientă. O conducătoare auto nu a redus viteza de deplasare într-o curbă la stânga, a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Terenul accidentat a făcut misiunea echipelor de intervenție foarte dificilă. Medicii SMURD au apelat la ajutorul salvamontului pentru a putea scoate victima din prăpastie. Victima este cu un traumatism de coloană, a impus manevre speciale pentru acest caz de intervenție, panta foarte, foarte înclinată, a necesitat foarte mult efort din partea tuturor forțelor care au fost solicitate la intervenție. Pentru că rănile suferite de către victime erau grave, în ajutor a fost chemat un elicopter SMURD. Tânăra care se afla la volanul mașinii este fiica unui polițist din Sibiu.